Astăzi a dat declarații domnul Klaus Iohannis. Nu, n-a zis nimic important, deși o televiziune de știri, probabil cu scopul de a-l lua peste picior pe președinte, titra: discurs crucial al lui Klaus Iohannis. Desigur, nimic crucial în ce a spus președintele, dar îngrijorător, da. Securitatea statului nu este pusă în dificultate. Și atunci, întregul complex de legi trebuie elaborat în așa fel încât să fie garantate drepturile și libertățile, dar pe de altă parte să fie cetățeanul liniștit că statul face tot ce poate pentru a-i garanta securitatea. E, vedeți dumneavoastră, domnule Iohannis, pe mine mă sperie astfel de afirmații. Serios, când aud în anul 2016 că statul face tot ce poate pentru a-mi garanta securitatea, încep să mă enervez. Știți de ce? Pentru că, iar asta se întâmplă la nivel mondial, nu doar la noi, statul le încalcă cetățenilor din ce în ce mai apăsat drepturile în numele acestei lupte împotriva terorismului. Deci, statule, asta e problema mea ca cetățean, că nu poți să mă strivești în numele luptei împotriva terorismului. Pentru că dacă faci asta, terorismul a învins fără ca vreun cretin să se mai arunce în aer. Noi vrem să ni se garanteze și drepturile, domnule Iohannis, nu doar securitatea. Capiși? Toate aceste legi trebuie actualizate. Alte legi trebuie create, fiindcă sunt domenii care nu sunt deloc reglementate. Nu mă refer doar la legi care se referă la combaterea terorismului, bună oară, sau la serviciile secrete, ci inclusiv la legile care se referă la organizarea armatei. Aoleo, mamă! Domnule Iohannis, cum ați spune dumneavoastră, urmăresc cu mare preocupare ceea ce încercați să ne spuneți. Adică nu scăpăm doar așa controlați la cartelele telefonice, nu, tati? Vine și armata să se ocupe un pic de noi. E, pentru securitatea noastră, sigur, stați liniștiți, nu?